Dorinel Munteanu a pregătit tactica de joc pentru meciul de sâmbătă pe care Giurgiu Venil vor juca în deplasare la FC Viitorul. Astra are 3 puncte peste trupa lui Hagi, care are deja 3 victorii consecutive. În tur a câștigat la Giurgiu, având astfel un avantaj moral. Totul depinde de jocul nostru, dar bineînțeles trebuie să respectăm ultimele 3 jocuri ale Viitorului, fiindcă au obținut victoriile, dar și jocul bun a făcut ca să obțină aceste victorii. Și trebuie să fim foarte bine pregătiți. Foștii componenți ai generației de aur, Dorinel Munteanu și Gică Hagi, se vor întâlni din nou de data aceasta ca antrenori. Tot timpul între mine și Gică a fost reîntâlnirea sau întâlnirea. A ținut foarte mult de respect, ne respectăm foarte mult, sigur. Suntem adversari, 90 de minute, dar nimic deosebit. În urma meciului din tur cu Viitorul pierdut de Astra cu scorul de 1-0, Ioan Nicolae l-a demis pe Daniel Isaila, însă de această dată patronul nu se află lângă echipă și antrenorul ei. Acum nu avem nimic, e tot liniște la noi. Legătura cu domnul Nicolae o are domnul Buduru sau cei din administrație. Păi mă interesează echipa să fie bine. El era sprijinul numărul 1, cel puțin din punct de vedere financiar, era singurul care investea în această echipă și acum că dânsul are problemele pe care le știm cu toții, normal că este puțin mai greu. Neamțul nu se poate despărți de fotbalul german și îi ține pumnii lui Bayern München, care a pierdut aseară manșatura sferturilor din Champions League cu scorul de 3-1 în fața lui FC Porto. Sper ca Bayern să califice, dar va fi foarte greu. Ați paria pe Bayern? Pariez în tot timpul, chiar dacă pierd, chiar dacă câștig, dar în ultimul timp am câștigat. Dar pariez pe Bayern, știți foarte bine că îmi place fotbalul german. Cu Viitorul, Dorinel Munteanu nu va conta pe Budescu și Moraes, ambii fiind accidentați.